Ăia hoți, ăștia hoți, mamă-lato. Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora 18, ora Adevărului, emisiune cu și pentru dumneavoastră, emisiune în care avem premii, așa că rămâneți alături de noi. Cine va suna în partea a doua a emisiunii va beneficia și de niște invitații, o să vedeți despre ce este vorba și unde veți putea merge cu aceste invitații. Deocamdată îl prezint pe invitatul meu din această seară, Mircea Dobra, președintele Societății Culturale Patriotice Avrameancu. Bună seara, bine ai revenit în studio. Bună seara, Victor, bună seara tuturor. Așa cum știți, stimați telespectatori, de obicei când Mircea Dobra este invitatul nostru, vorbim despre acțiunile desfășurate de Societatea Culturală Patriotică Avrameancu și acțiunile foarte importante care urmează. Și, bineînțeles, avem și premii, așa cum am spus, invitații la un spectacol deosebit. Rămâneți alături de noi, ca de obicei vom cârcoti puțin, vom comenta puțin titlurile pe care dumneavoastră le-ați citit din ziarele locale. Iată, în Gazeta de Nord-Vest, USL a câștigat alegerile în județ. Era de așteptat, nu e vreun soi de surpriză să se claseze pe primele locuri. No comment. Da. Suntem apolitici. Apolitici, da. Intonarea imnului național obligatorie în învățământul primar. Ce părere ai de... Măcar prima strofă și ultima. Da, eu țin minte că și pe vremuri era să intona la începutul fiecarei ore. Da, imnul național. Da, într-adevăr. Dar e cam lung și e cam greu. Da, prima strofă, primele două strofe, că nu ajungem nici în situații penibile câteodată sportivii și minunații noștri fotbaliști, când mai pun colegii camera pe ei, bășmăne e ceva pe acolo, dar nu prea cunosc versurile. Da, cu siguranță, 99% din populație nu cunosc versurile. Da. Chiar la această oră se joacă Olimpia FC Bihor fără nicio miză. Ați văzut accidentul stupid, din fericire fără victime, căderea acelui stâlp. Ați văzut la știrile Nord-Vest TV de ieri, un stâlp care a fost agățat de un autocar german, mă rog, cu turiști din Germania, și a căzut. S-a dovedit până la urmă că a fost ruginit. O să trebuiască, sigur că da, verificați toți asemenea stâlpi, pentru că unii dintre ei poate sunt foarte vechi și cedează până la urmă la cel mai mic șoc. În informația zilei, primăria Satu Mare se pregătește intens pentru zilele orașului, da, spectacole deosebite de ziua orașului. O să intrăm în legătură directă și cu primarul municipiului Dorel Coica și o să vorbim și de acest eveniment. Bărbat împușcat la o partidă de vânătoare în Baba Novac, mă rog. Se mai împușcă și între asta. Se întâmplă. Nu găsesc vânat. Se întâmplă accidente, doamne Dumnezeu. Editorialul semnat Dumitru Păcuraru, strategia PNL. Eu, sincer, nu mai înțeleg strategia PNL. Nu știu ce se mai întâmplă. E interesant oricum și sunt curios cum se va finaliza și această strategie sau care este sau există strategie, mă rog. Mai multe semne de întrebare aici. Avem și de la colegii noștri titluri interesante. Puteți citi portal SM cu titluri interesante, Vocea Transilvaniei, de asemenea Satu Mare Online. Iată, avem câteva exemple de titluri de pe satumareanu.net. Parada Florilor va avea loc a șasea ediție a Paradei Florilor. Programul detaliat a zilelor orașului, de asemenea pe Sătmăreanu, puteți să-l vedeți, de fapt pe toate online-urile. Și Ziua Internațională a Copilului va fi marcată vineri în Negrești, Oaș. Câteva dintre titlurile de pe Sătmăreanu, rămâne și pe Satu Mare Online, pe Portal SM și pe Vocea Transilvaniei. Colegii noștri țin să vă aducă ultimele vești și evenimente din județ. Noi revenim la discuția, așa cum știți, nu întâmplător îl avem pe Mircea Dobra în platou, pentru că trebuie să facem niște precizări și niște anunțuri oarecum importante pentru Sătmăreni. Să o luăm oarecum cronologic. Mircea, ce eveniment deosebit va avea loc în 8 iunie, respectiv duminica viitoare? Da, într-adevăr, după câțiva ani de eforturi sau de dorinți mai vechi, în sfârșit mi se întâlnește visul cu ochii să reușim, Societatea Avrameancu, să amplasăm un bust Avrameancu în centrul municipiului Satu Mare, mai exact în piața 25 octombrie, între magazinul Somășul și Palatul Administrativ. Deci, la ora 13, vă invit pe toți să fiți alături de noi, să simțim acest bus pe care, cu mare ardoare și dorință, mi l-am propus și
mi l-am dorit, nu numai eu, și celălalt membru al societății, și cred că va fi o zi foarte frumoasă, atât spiritual și faptic, pentru că este important să fie în satul mare bustul lui Avramiancu, după cum bine știe, sau aproape știe toată lumea, în județul satul mare sunt câteva localități locuite de moți, care au venit, iar după cum se știe sau nu știe toată lumea, după reforma agrară din 1921 s-au stabilit aici, în satul mare, și bineînțeles copiii lor au venit în satul mare și sunt o grămadă de moți și în satul mare. Copiii lor moțucii au... Da, eu sună frumos. Da. Și asta este, să zic, doar o primă parte a zilei de 8 iunie, această dezvelire de bust. Știu că societatea Avram Iancu a mai sprijinit dezveliri de bust a lui Avram Iancu și în alte localități. Da, la Gelu, la Scărișoara Nouă, la Marna, la Ianculești. Și îți doreai foarte mult ca și municipiul Satu Mare să beneficieze de un... Sincer, cel mai mult îmi doream în municipiul Satu Mare. Și uite că Dumnezeu ne-a ajutat și nu numai, și câțiva prieteni dragi, sponsori, și a intrat în parteneriat cu noi și Consiliul Județean și Primăria, și pe această cale le mulțumesc, pentru că au înțeles cu adevărat acest efort al societății și le mulțumim pentru sprijin, pentru că este foarte greu în ziua de azi să cer cuiva bani pentru lucruri care, mă rog, foarte multe români nu interesează. Mă rog, e dreptul lor să intereseze sau nu. Dar noi nu avem dreptul ca urmașa lui Horea și Avram Iancu, cel puțin care a fost niște luptători pentru dreptate și egalitate în drepturi. Drepturi și egalități. Și au scăpat de iobărgie, de asuprirea, știi noi, are rost să mai dezvoltăm, pentru că se cunoaște istoria și este foarte important când exact ca și la Revoluție, am venit cu drepturi egale, numai că ne-am câștigat libertatea, dar trebuie să luptăm în continuare pentru demnitate și onoare, care încă, din păcate, nu prea o avem, pentru că în istorie 10, 20, 25 de ani este puțin. Încă este important că avem libertate și avem timp să dobândim și onoarea și demnitatea. Da, asta, cum am zis, este cum ar veni prima parte a zilei de 8 iunie, după care va avea loc de la ora 17 un spectacol, și aici vreau să fiți foarte atenți, stimați telespectatori, pentru că la acest spectacol o să avem și invitații pe care le vor primi cei care vor intra în această perioadă în legătură directă cu noi, vor primi o asemenea invitație, o vedeți și pe ecran invitația, și un spectacol despre care vom vorbi puțin cu președintele societății Avram Iancu. Despre ce spectacol este vorba? Da, într-adevăr ne-am gândit, vorbind și cu domnul primar și cu domnul președinte Consiliului Județean și cu domnul vicepreședinte, cu domnul Govor, despre acțiunea care vrem să o desfășurăm în data de 8 iunie. La sugestia dânșilor, mi-au sugerat că vin și dânsii în sprijinul meu, ca acțiunea să iasă deosebit și să facem și un spectacol pentru cetățenii municipiului, nu numai, chiar și în satele locuite de moți vor veni o grămadă, că i-am anunțat despre eveniment, vor veni să participe la dezvelirea bustului și implicit să rămână la spectacol, și niște sponsori mă vor ajuta, care să trimită niște autocare să-i aducă, pentru că sunt oameni în vârstă, mulți care își doresc și poate nu mai apucă să vadă o asemenea manifestare, și atunci, înțelegând importanța, le mulțumesc încă o dată pentru sprijinul financiar care mi l-au acordat, ca să putem derula o zi foarte frumoasă, mai mult decât atât, în sprijin, în confecționarea de cocarde, de bannere, de afișe, de invitații și așa mai departe, care erau niște costuri suplimentare pentru societatea Avram Iancu. Oricum, i-a anunț pe Sfântul Mărent că toată lucrarea bustului, costul, bronzul, artistul, manopera socului și amenajarea inclusiv a micului părculeț se ridică la 60.000 de lei, adică 600 de milioane. Sunt foarte mulți bani ca în ziua de azi să-i aduni. Dar îi mulțumesc Dumnezeu că am întâlnit niște oameni care m-au ajutat. Bine, până la urmă e ceva care rămâne pentru eternitate. Adică care, mă rog, aveau profit frumos la firmele lor și mi-au dirijat o parte din sumă. Și le mulțumesc încă o dată pe această cale,
pentru că m-au înțeles că efortul meu personal, să zic așa, relații apropiate, o prietenie în care mi-au zis că mă sprijină, că și așa puteau să dea bani sau să dirigeze în alte părți, cum o fac de altfel la an, dar treaba dânșilor, banii lor, și le mulțumesc încă o dată pentru că m-au înțeles și au înțeles efortul pe care îl depunem și va fi, într-adevăr, o zi frumoasă, ca să nu deviez de la subiect, încheiem cu acest spectacol pentru Sfânt Mărin. Deci la ora 17, acest spectacol, stimați telespectatori, un spectacol cu foarte mulți artiști, artiști de renume și local, dar și național, începând cu Tulnicăresele, care tradițional vor deschide acest spectacol. Da. Ca să facem așa o prezentare a spectacolului, eu, din punctul meu de vedere, consider că e un spectacol extraordinar, o seamă de artiști și o sumă de artiști deosebiți, atât și local și la nivel național. Ne mai vorbim de Petrică Mureșan, care și pe această cale îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și toate avea mea cum special. A venit să ne sprijin la toate acțiunile care le-am avut. Nu numai să ne sprijine, să ne cânte fără niciun onorariu. Este foarte important și mai greu găsești oameni de calitatea lui de român și de demnitate și de prietenie. Și în afară de Petrică Mureșan, mulți alți artiști locali, și Octavian Bud, va fi și o scenetă a lui Avram Iancu, cu tema Avram Iancu, și să nu uităm, sigur că da, stimați telespectatori, capetele de afiș pe care nu mai trebuie să le prezentăm, Veta Biri și Dumitru Fărcaș, adică oameni extraordinari care vor cânta la acest spectacol. Deci capetele de afiș, Veta Biri și Dumitru Fărcaș, iar cei care veți suna veți primi invitații pentru acest spectacol, repet, care va avea loc în 8 iunie de la ora 17 la Casa de Cultură a Sindicatelor. Un spectacol rotund, tocmai de asta specific. Spuneam că avem foarte mult, mai avem un ansamblu folcloric de la Baia Mare, folclorica foarte bun. Mai avem Nicolae Tontea cu Dan Daniel, care dirijează ansamblu Transilvania. Avem pe Oana Bozga, care este localnică, jumătate moțoaică și e foarte mândră că vine. Și, adică și noi că am chemat-o și programul va fi plin undeva la 2 ore și jumătate. Deci va fi un spectacol într-adevăr profesionist. Profesional, profesionist, în care sigur nu se vor plictisi invitații din sală. Da, deci nu uitați, stimați spectatori, este vorba despre 8 iunie, ora 17, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Avem invitații aici, cei care veți interveni în această perioadă până în 8 iunie la emisiuni, o să primiți aceste invitații. Un spectacol care e sigur că da, dedicat acestei dezveliri de bust a lui Avram Iancu și este specific oarecum evenimentului pe care... Da, legat de eveniment, 190 de ani de la ne-am gândit, 90 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, pe vremea cireșelor, mă rog, la munte se coceau cireșele mai târziu, și 230 de ani de la moartea lui Horea, pentru că e foarte important, pentru că Horea, fiind predecesorul lui Avram Iancu, au luptat pentru dreptatea și egalitatea românilor în Transilvania. Nu numai a românilor în Transilvania, care erau, mă rog, asupriți de Habsburg și mai târziu maghiari și așa mai departe. Da. O să intrăm în legătură directă telefonică și cu primarul municipiului Dorel Coica în câteva momente. Îl avem la telefon pe Dorel Coica, primarul municipiului Satu Mare. Bună seara, Dorule. Bună seara, Victor. Bună seara, Norvest. Bună seara, Satu Marenilor, mai dragi. Suntem în platou cu Mircea Dobra, președintele Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu, și tocmai spunea că și primăria a avut un aport în organizarea evenimentului din 8 iunie, respectiv dezvelirea bustului lui Avram Iancu, spectacolul de după. Da, așa este. Vreau să salut în primul rând pe Mircea și să-i salut prin intermediul lui și pe toți membrii Fundației Avram Iancu. Astăzi am discutat cu viceprimarul Roca și am organizat transportul care să aducă bustul lui Avram Iancu de la Târgu Mureș, acolo unde a fost sunat. Probabil că Mircea trebuie să știe mai mult amănuntă. Da, într-adevăr. Mulțumim. Bună seara, domnul primar. Într-adevăr, da. Se confirmă. Este așa. Da, deci bustul aduceți de la Târgu Mureș, acolo a fost turnat. Sigur, acolo a fost. L-am făcut un spirit de glumă
Și când Radu Roca mi-a spus că să fiu de acord să meargă mașina de la noi, am spus, Radu, nu cumva busul lui Abramiacu să semene cu figura ta. Bineînțeles că o să fie de glumă, că și Radu e mustăcios. Da. Te rog, Victor, te ascult. Este un eveniment important și un eveniment în care primăria, ca de obicei, s-a implicat în evenimentele acestea este culturale. Un eveniment foarte, foarte important și sunt mii de sătmăreni care așteaptă instalarea busului pe Săuclu. În sfârșit, Avram Iancu a ajuns la Satu Mare. Da. O să, sigur că da, noi o să povestim mai mult despre asta. Aș dori să revenim puțin la evenimentul care marchează acest sfârșit de săptămână și nu numai cel mai important eveniment cultural din Satu Mare, la acest sfârșit de săptămână, zilele orașului Satu Mare. Așa este, un eveniment important și este ca o... cum să spun, am dorit să oferim împreună cu Consiliul Local această sărbătoare mare sătmărinilor noștri pentru că merită. Au fost 2 ani grei și pentru noi, și pentru mine ca primar, și pentru Consiliul Local, și pentru ei, și din când în când este nevoie să repulăm, să ne distrăm, să fim împreună, să simțim că trăim cu adevărat. A fost și o campanie destul de lungă și cu anumite tente agresive. Populația aproape este saturată și a fost iritată de unii dintre candidați. La sfârșit de săptămână, cred că toate relele se vor șterge prin aceste 3 zile de mare sărbătoare. Cu o deschidere, să zic așa, deosebită și în spiritul unei anumite sobrietăți impuse de ziua. Am vrut să fie surpriză pentru sătmăreni. Doamnele care au participat la concertul celor 3 tenori distinto, cei tineri și deosebit de talentați, eu îi cunosc. Deschiderea va fi făcută de acești 3 tenori care revin pentru a doua oară în Satu Mare, într-o corelație foarte bună cu orchestra minunată, o strănată simfonică. Sunt convins că o să fie un spectacol de zile mari, un spectacol de calitate pentru oamenii care au gusturi de genul acesta. Dar toate genurile de muzică vor fi reprezentate și sunt convins că într-un final toate gusturile vor fi satisfăcute. Da, păi începând de la Loredana Smiley până la Mafia și Mărgineanu și Vanc și... Inclusiv WhatsApp, ultimul hit cu Taxi Taxi. Eu nu sunt cu Taxi, sunt cu colegul meu de la primărie, dar melodia e drăguță și a prins foarte bine la public. Eu cred că vor prinde și celelalte formații, pentru că, așa cum spui tu, e pe toate gusturile. Între timp, șantierele în Satu Mare continuă și după alegeri. Continuă, Victor, continuă. Inclusiv în Solidarități va continua amenajarea acelui loc de joacă. Începând de astăzi, de mâine, cu a fost un fel de reorganizare și toate lucrurile începute vor fi continuate și, bineînțeles, vom deschide și alte șantiere. Vezi că s-au terminat alegerile, zicea lumea că le deschizi numai pe timpul alegerilor. Victor, eu sunt puțin serios, nu fac chestii de genul ăsta. Toate șantierele vor continua și o să căutăm să deschidem alte șantiere. O modernizare a orașului trebuie să continue, indiferent dacă sunt sau nu sunt alegeri, iar că au fost alegeri n-au semnat că noi am făcut excese. Am continuat proiectele pe care am gândit de anul trecut și pe care anul ăsta le punem în practică. Am înțeles. Atunci rămâne ca sătmărenii tăi dragi, cum le spui, să fie invitați. Marca registrată. Exact. Proiectă. Să le lansezi invitația pentru vineri, ora 18, când va debuta zilele orașului. Așa, vor debuta. Așa, zilele orașului. Așa este. Va fi, sper să fie și vremea să ține cu noi. Chiar dacă nu o să fie foarte, foarte cald, să fie important să plouă. Iar dacă plouă, ne orientăm, că suntem oameni echilibrați. Dacă plouă puțin, nu contează, mai creștem. Sigur, ție cred că te-ar place ca și în anii trecut să plouă în momentul când prezinți misul și mai ales cele care concurență să aibă scori cu ele. Cred că asta e pentru tine cea mai mare plăcere, să le vezi plouate. Da, să le văd pe fete plouate. Apropo de misuri, să știi că avem 11 fete foarte frumoase înscrise pentru concursul de mis și, într-adevăr, ne putem mândri că avem sătmărenice frumoase. Sunt convins că dacă au fost selectate și au ajuns să concureze pentru mis zilele Satu Mare, să nu facem confuzie cu alte termeni, deci mis zilele orașului Satu Mare, sunt convins că toate vor fi frumoase. Sunt convins că toate vor primi câte un premiu. Da. Sigur că da, toate vor primi câte un premiu și, bineînțeles, sper că și primarul va fi în juriu ca să fim siguri că
Ia aleasă cea mai frumoasă dintre concurente. Victor, întotdeauna la greu sunt alături de tine. Deci mulțumesc, mulțumesc. Bine, mâine am niște întâlniri importante, mă întâlnesc cu trei dintre miniștrii noștri. O să am întâlnire și domnul viceprim-ministru Dragnea și cu domnul prim-ministru Ponta. Sperăm ca lucrurile să intre normal. Am resimțit după vizita dânsului în satul mare, bine, am resimțit și o să fac public săptămâna viitoare să vă spun ce acest bine pe care am început să mi-l facă. Da. Suntem în atenția atât și am câștigat și un loc bun la alegeri, așa că lucrurile merg spre bine în municipiu și de satul mare. Este important. Mulțumim foarte mult pentru intervenție și... Multă plăcere, invit păsătmărenii mei dragi, așa cum le spun eu, vineri, sâmbătă, duminică să mergem în centru, va fi distracție, vom întâlni la mici și la bere, vor fi foarte mulți agenți economici și probabil că mâine seară vor veni în emisiunea ta din partea primăriei reprezentanți care să explice ce se va întâmpla cu circulația, ce agenți economici vor veni și multe, multe lucruri pe care să noi trebuie să le știe. Da. Inclusiv locațiile, desfășurarea, programul, dacă este nevoie. Oricum îi aștept să mărim în centrul orașului, să fim împreună, să sărbătorim împreună și să ștergem toate problemele pe care le-am întâlnit cu toții până în aceste momente. Mulțumim mult! Salut! Și aștept marele eveniment, instalarea bustului. Sunt convins că vor fi mulți sărmăreni care vor saluta acest lucru, iar pe mine ce-am fericit în mod special, pentru că de an și an de zile luptă să realizeze, în sfârșit, uite, și cu sprijinul primăriei realizăm acest proiect. Da, vrea și mie să se adreseze. Da, domnul primar, și eu vă mulțumesc că ați înțeles importanța acestui eveniment. Vă mulțumesc din suflet personal pentru sprijinul care a acordat societății an de an, dar în anul ăsta special. Și vă mai mulțumesc pentru parcarea de la Tei, numele locatorilor de acolo, avem un parcare nouă și o să fim și eu în centru și îi chem și eu pe Sălmăreni duminica viitoare să vină iarăși toți din nou în centru. Felicitări, deci, mulțumesc! A fost o surpriză parcarea, nu? A fost o surpriză. Bine, eu pregătesc mai multe surprize Sălmărenilor, dar așa mai răspunsă câte ceva. În fine, mă bucur, parcarea aceea trebuia refăcută, de an și an de zile n-a fost refăcută, în sfârșit se poate parca civilizat, o să o trasăm. Vor fi și locuri închiriate, deci nu trebuie să se supere nimeni, pentru că din banii pe care îi încasăm prin taxe și impozite, putem să modernizăm, putem să creăm asta de locuri moderne de parcare. Da. Mulțumim pentru intervenție. Spor la întâlnirile de mâine, întâlniri importante cu premierul Victor Ponta, vicepremierul Dragnea. Spor important și, bineînțeles, să merg și caut susțin proiectele pe care le avem pentru dezvoltarea și modernizarea orașului nostru. Da. Mulțumim foarte mult. Am avut la telefon pe Dorel Coica, primarul municipiului Satu Mare. Sigur că da, sunt importante aceste întâlniri, mai ales dacă se lasă și cu urmări pozitive. Dacă suntem departe de București fizic, măcar așa să ne mai apropiem de ei, cu câte o întâlnire, două, mai cu câte un ministru, mai cu câte un prim-ministru, mai promite și el, din cât promite, face jumate, dar e bine și așa, dacă nu face tot. Dar e important să păstrezi legătura, că până la urmă nu ne ascundem după degete, ei te pot ajuta, dacă vor. Cu siguranță, pentru că acolo, acolo se împarte bugetul și acolo se distribuie. Da. Normal. Noi revenim la discuția noastră. Deci aveți e pe drum. Când vine Avram Iancu? Mâine. Sosește. Mâine vine. Da. Deci, încă de ce nu e pe drum. De ce l-a dus? Trebuie să amintesc. Radu Ciobanu este sculptorul care a făcut acest bus la proiect. Deci de-al nostru, un sătmărean. Radu Ciobanu e arhi cunoscut, numai că turnătoria, mă rog, în zonă nu este și la Târgul sau Miercurea Ciuc, cred că exact, nu știu, că acum poate eu greșim noi că un pic mai încolo în secuive. Nu-l duceți pe Avram Iancu pe acolo, că nu știu cum vine. E un prieten al lui care e un foarte bun meserial și are o turnătorie mai mare, încă bustul are 1,50 m înălțime. Și e din bronz, da? Din bronz și e dublu cât corpul uman ca și mărime. Deci e mare. Și nu puteam să trage cu mașină mică, de-aia am rugat primăria să-mi dea un sprijin de ajutor. Le mulțumesc încă o dată și v-a spus mâine. Și Radu Ciobanu este, încă o dată vă spun, cel care l-a proiectat, l-a gândit, l-a finisat, l-a vlut. E o nebunie întreagă. Eu am crezut că e foarte simplu, nu e adevărat. Păi, e o nebunie întreagă să faci un bust. Aș vrea să mai adaug încă, era să uit, cu această ocazie, un evenimentul major care la 190 de ani, dezvăluirea bustului, spectacolul, noi edităm filiala Satu Mare, o ediție a revistei Iancule Mare, pusă la relat telespectatori, care apare trimestrial la nivel de România.
Noi ne-am gândit cu acordul președintelui Victor Bercea de la Cluj, mi-a permis, eu fiind în calitate de prim vicepreședinte la Consiliul Național, să facem anul acesta această revistă cu ocazia dezvelirii bustului la Satu Mare, în care vor avea ocazia și localnicii, să zic așa, sau cei din jur, sau conducătorii județului, domnul prefect, domnul primar, domnul președinte Consiliul, să-și adreseze mesajul în revistă. Și este foarte important că vom distribui o gratuit la cetățeni care vor participa la dezvelirea bustului, atât și la cei care vor veni la spectacol. Vom face 5, 6, 700 de exemplare, vedem câți bani mai avem, în funcție de câți bani sunt, vom putea și tirajul. Și este foarte important că facem această ediție a revistei Iancule Mare la Satul Mare. Da, și aici o să revenim imediat după pauza publicitară. O să revenim și cu un eveniment foarte important din aceeași zi, din 8 iunie. Iată că și balul Societății Avram Iancu ajunge la o ediție jubiliară, a 10-a ediție, ceea ce nu e de lepădat. Întotdeauna am susținut în toate domeniile că cel mai important lucru în organizarea unui eveniment, a unei acțiuni, este consecvența. Consecvență care, începând de la emisiune TV, dacă nu ai o continuitate în ea, până la, iată, o acțiune de genul ăsta, dacă nu există o continuitate, este păcat. Poți să faci o ediție, două, trei, super reușite, dacă nu le duci și nu le continui, ele se uită, cum se uită orice, se uită în timp. Iată că acest bal al Societății Avram Iancu a ajuns la 10-a ediție, ediție jubiliară. Cred că nu a fost ușor să păstrez această consecvență. Da, eu am învățat din experiență și din viață. La 50 de ani, 51, imediat 52. Dar să nu mai spune vârsta, că trebuie să spunem, uită, că nu e neftică, da, uită asta. Fetele de la Miss care concurează. Am învățat în viață lucrurile, că orice, dacă ești pe corect, deci, sau pe cinstite, cum se spune, orice lucru nu se face ușor. Și într-adevăr, cu ambiție personală, cu efort financiar, fizic, material, cum spuneam, timp, poți să faci lucruri pe care nici nu cred că le-ai îndrăznit să le gândești. Dar dacă îți dorești cu adevărat, poți să faci. Într-adevăr, e o nebunie, ghilimele, să zic așa, să te iei, să faci aceste lucruri, pentru că nu e simplu. Eu, cum ar zicea cineva, tu faci o nuntă în fiecare an, parcă și avea 10 copii. Trebuie să mă îngrijesc de toate, de invitați, de da, de loc, meniu, de la meniu începând până la artiști, decorarea sălii. De loc, de locație, e o nebunie, în fine. Dar, da, o să vorbim despre acest bal în partea a doua emisiunii. Tot în partea a doua așteptăm telefoanele dumneavoastră. Vom avea invitații pentru toți cei care vor interveni în direct. Invitații la spectacolul de la Casa de Cultură de la ora 17. Un spectacol omagial cu capete de afiș care nu mai necesită nicio prezentare și pe care cu siguranță le îndrăgiți. Veta Biri și Dumitru Fărcaș, dar un spectacol foarte amplu și rotund. Ei vor fi cei cireașa de pe tot. Publicitate, revenim. Am revenit în direct. Din acest moment puteți suna invitații pentru cei care vor interveni telefonic. Toți cei care vor interveni telefonic vor primi o invitație pentru spectacolul de duminica viitoare, duminica ora 17, duminica viitoare, 8 iunie, un spectacol extraordinar dedicat dezvelirii bustului și cu capete de afiș cunoscute, Veta Biri și Dumitru Fărcaș. Cu siguranță mulți sătmăreni iubesc și doresc să-i vadă. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Mihai Horvat din Satul Mare. Da, domnul Horvat. Da, domnul Horvat, aveți o invitație, vă așteptăm mâine să veniți după invitație aici la Nord-Vest TV. Vă mulțumesc mult. Veți putea participa la acest spectacol. Cred că vă plac și Veta Bire și Dumitru Fărcaș. Foarte mult îmi place, foarte mult. Îmi place de asociația Avram Iancu, condus de Mircea Dobre, îmi place foarte mult. Bun, mulțumim domnul Horvat pentru intervenție. Așteptăm și în continuare telefoanele dumneavoastră. Repet, toată lumea cine sună o să primească o invitație la acest spectacol. Spectacol ora 17 în data de 8 iunie. Sigur că da, așa cum spunea și invitatul meu, Mircea Dobra, nu e ușor să faci un spectacol și mai ales cu oameni de asemenea ținută, dar oameni pe care i-ai avut de-a lungul balurilor societății mereu aproape. Da, bună seara, da. Cu cine stăm de vorbă?
Elvira. Să rămână, doamna Elvira. Cine vă place? Veta Biriș sau Dumitru Fărcaș? Toți. Toți? Toți. Bun. Vă așteptăm. Ați câștigat o invitație. Vă așteptăm mâine aici la sediul televiziunii să vă ridicați. Iar în 8 iunie ne vedem la spectacol. Să rămână. Da, așteptăm, a fost doamna Elvira, așteptăm telefoane în continuare de la dumneavoastră pentru acest spectacol extraordinar, repete, în 8 iunie, ora 17, un spectacol omagial cu foarte mulți artiști de muzică populară și, bineînțeles, capetele de afiș, Veta Biriș și Dumitru Fărcaș. O să mai vorbim puțin și de balul Societății Avram, pentru că nu întâmplător a ajuns la 10-a ediție, dar între timp o să mai luăm și telefoane de la telespectatorii care doresc să vină. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Cu doamna Geta. Să rămână, doamna Geta, ce faceți? Mulțumesc, bine și dumneavoastră. Bine, uitați cu domnul Mircea, ați auzit de Societatea Avramiancu? Da. Am înțeles. Ați câștigat o invitație pentru spectacolul din 8 iunie, ora 17. Cine vă place, Veta Biriș sau Dumitru Fărcaș mai mult? Ambi. Ambi. Ambi, amândoi, vorba aceea. Sunteți așteptată, doamna Geta, la televiziune după invitație. Ați câștigat această invitație. Să rămână. Da, într-adevăr, mă bucur pentru că văd că prezintă interes mai ales la cei de vârsta a doua și a treia, folclorul. În general, iubitori de folclor. Da, de folclor, pentru că asta e și media de vârstă, care place mai mult. Ceilalți vin la Mafia, duminică acum, la ziua orașului. Păi, le luăm pe rând, acum le... Da, da. Și, într-adevăr, că trebuie să ne descrețim puțin frunțile, pentru că toată lumea leargă unii după bani, unii ajung, alții nu, iar săracii oameni pensionari care au pensii mici, le este foarte greu. Mă și gândesc, sau cei care n-au loc de muncă, sau lucrează numai unul în familie, au 2-3 copii, banii puțin ce fac. Sincer, este foarte greu, foarte greu. Și mă bucur că totuși măcar încercăm sau să acceptăm sau să suportăm că asta este viața, nu este ușoară. De-aia vrem să ieșim să îi descrețim frunțile măcar 2 ore, 2 ore jumate și așteptăm cu mare drag pe toți care doresc să vină la acest spectacol. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Florica mă numesc. Ce faceți, doamna Florica? Vă plac Veta Biriș, Dumitru Fărcaș, muzica populară? Da, mă uit la dumneavoastră și vă ascult. Doamna Florica, e foarte bine, ați câștigat și dumneavoastră o invitație, vă așteptăm mâine să veniți după ea, știți unde e televiziunea, da? Știu. Dacă aveți ceva, dacă ați auzit de Societatea Avramiancu și da, dacă... Dar cum să nu aud? Ați auzit, am înțeles. Și cum vi se pare, are activitate, n-are activitate? Are. Deci nu îl certăm pe domnul președinte. Da, eu aș completa să rămână, doamnă, vă invit pe toți să rămâneți și la ora 13 la dezvelirea bustului în Centrul Nou, unde va fi foarte multă lume, vor veni de la foarte multe filiale din țară, deci invitați oaspeți. Vă mulțumim, doamna Florica. Și vă invit pe toți la ora 13 să participați. Da, la ora 13 este foarte important, sigur că da. Și ne putem încărca puțin spiritul, sufletul. Dezvelirea bustului, după care la ora 17. Prânzul, masa și după masă vă așteptăm la spectacol, deci încercăm să vă facem o duminică frumoasă chiar de Rusalii, tuturor românilor, nu numai. Și să ne bucurăm împreună, pentru că da, așa... ținând cont că sunt Rusalii, ce poate fi mai frumos decât să ai un eveniment din acesta cultural, iată, cu un spectacol frumos și reușit. Da, așa ne-am și gândit, poate unii acum au comentat, dar e un moment foarte frumos, e duminica de Rusal, lumea iese de la biserică, îi așteptăm cum a dat la ora 13 la bust, aici în centru, după aceea se duc acasă, iau masa în familie și cei care doresc să reîntorc, iar o parte dintre ei care doresc, cum spuneam, pot să participe la balul societății la ediția 10-a, aniversară, care va avea loc la hotelul Restaurant Melody din Satul Mare la ora 19:30. Când și acolo o gazdă primitoare la Melody, o să vorbim și despre ea. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, mă numesc Cornelia Lengel. Să rămână, vă place muzica populară? Da, îmi place muzica populară pentru că sunt moasă, sunt din Ianculești. A, și sunt... locuiesc în Satul Mare. Am înțeles. Sunt rodene cu soția domnului Dobra. Da, soția mea este în Ianculești, să rămânile. Din și... Ianculești sunt. Da, știu, mă bucur, chiar azi am fost în Ianculești, am văzut să văd soacra. Și mă bucur să vă aud. Și vă așteptăm cu mare drag. Și la dezvelire, iar după invitație vă așteptăm mâine la Nord-Vest TV, aici la sediu, să primiți invitație, da? Bine, mulțumesc! Da, să rămână.
Da, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Vom avea aceste invitații timp de câteva zile, sigur, până săptămâna viitoare, înainte de 8 iunie, când va avea loc acest spectacol. Până atunci, sigur, o să încercăm să primească cât mai mulți sătmăreni. Este important. Invitațiile sunt exact așa cum sunt pentru un spectacol făcut pentru toată lumea, fără absolut niciun fel de grădire, de partajare. Lumea își va ocupa locurile în funcție de când sosește acolo. Nu va fi nimeni avantajat din acest punct de vedere. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Rodica mă numesc. Ce faceți, doamna Rodica? Mă uit la dumneavoastră. Doamna Rodica, dumneavoastră ați auzit de Societatea Avramiancu, Cultural Patriotic? Ați auzit. Vă place și muzica populară, să înțeleg, dacă ne-ați sunat. Atunci o să aveți și dumneavoastră o invitație. Vă așteptăm mâine la sediul televiziunii să luați această invitație. Vă așteptăm și la dezvelirea bustului Avramiancu la ora 13, dar și la spectacolul de la Casa de Cultură de la ora 17. Cine vă place, Veta Biriș sau Dumitru Fărcaș mai mult? Veta Biriș. Veta Biriș, am înțeles. Va fi aici și doamna muzicii populare, Veta Biriș. Mulțumim pentru intervenție. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Așadar, sigur că da, o idee foarte bună pe aceste invitații este și imnul societății Avram Iancu. Im care cu siguranță se va cânta și el în cadrul spectacolului. Da, este foarte important să știe și l-am tipărit și pe aceste invitate ca să aibă oamenii acasă. Aibă și să-l poată fredona. Și cu o altă dată, cu ocazie să-l folosească sau chiar să-l învețe. Nu e greu, e foarte ușor. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara! Da, să rămână. Olimpia mă numesc. Să rămână, doamna Olimpia. Dumneavoastră, ce preferați? Fărcaș sau Veta Biriș? Ambii. Da. Aveți și dumneavoastră o invitație? Ați auzit de Societatea Avram Iancu? Da, am auzit. Ați auzit. Foarte bine. Puteți veni și dumneavoastră la spectacol. Mâine vă așteptăm după invitație, iar duminica viitoare, dezvelirea de bus la ora 13, spectacolul la ora 17 în Casa de Cultură. Mulțumesc, să rămână o zi frumoasă în continuare și așteptăm, sigur că da, în continuare telefoanele dumneavoastră. Până la urmă, așa cum evidenția și primarul, că văd că și primarul știa că e un vis mai vechi de-a tău. Da. Nu știu, l-ai mai stresat anii trecuți. Ne cunoaștem personal. Așa ai mai spus. Da, de viața privată, dânsul fiind aproape unde am și eu afacere, restaurantul Tei, dânsul are cabinetele Coica în Carpați. Da, ne știm de ani de zile, personal. Și mai tot spuneai ce aș vrea eu să... Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Victoraș, atât încerc să te sun și niciodată nu te prind. Teodor mă numesc, locuiesc pe Avram Iancu, îmi place... Societatea Avram Iancu, vreau să fiu la dezvelirea bustului. Îmi place taragotul și glasul inconfundabil la Veta Biriș, care ridică totdeauna sala în picioare. Vă salut cu drag! Da, veniți mâine după invitație, domnul Teodoru. Mulțumim pentru intervenție și mulțumim pentru faptul că, iată, ați punctat foarte bine, ați sintetizat tot spectacolul foarte bine. Vă așteptăm după invitație. În privința faptului că ne prindeți mai greu la telefon, nu vreau să mă scuz, nu e vina mea neapărat, asta e, sunt multe telefoane, dar cu siguranță noi asta încercăm ca până la urmă să reușiți să intrați cu toții în direct. Emisiunea Ora Adevărului vă este dedicată dumneavoastră, de aceea aveți și această posibilitate de a intra, nimeni nu este cenzurat. Acum sigur că da, legăturile se prind mai greu, dar nimeni nu este cenzurat și opinia dumneavoastră este cea mai importantă în această emisiune. Eu sunt doar un simplu moderator care vin cu oameni care încearcă să explice lucruri, să vă facă să rezolvați, dacă nu, dacă se poate, chiar probleme. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, sunt Anișa, sunt Bot din Delu. Am fost la Cluj când s-o dezvălita bustul lui Avram Iancu, precis că voi mergeți pe aici. Păi am fost în numărate la Baiclea, la Săpătoarea Unirii. Atunci îi iubesc pe toți care sunt în România, mai ales ai noștri. Atunci, cu siguranță, veți veni și dumneavoastră, ați câștigat o invitație, vă așteptăm mâine să veniți să o ridicați. Să rămână, da, mulțumim. Chiar și ieri am fost în Gelu și am dat niște
mă rog, împărțit acolo niște afișe, pot să arăt și la public, să, la doamna primar. Mai către mine am să te luăm niște la afișele. Leontina. Ca și poziție. Mai așa, așa. Da, acum ca să se vadă aceste afișe frumoase, le-am împărțit în satele locuite de moț. Chiar ieri am fost la Gelu, spun doamnei, nu știu dacă a fost la dezvirea bustului de la Gelu, acum 7 ani, cred că nu mai rețin. Păi dacă a fost doamna, da, mulțumim. Da. Dacă a fost doamna până la Cluj, îți dai seama că a fost și la Gelu. Mă bucur să aud oameni care încă trăiesc și se bucură de... de înaintașii noștri, care într-adevăr poate să creadă cineva că batem câmpii, dar oamenii aceștia, Horea, Cloșca, Crișan și Avramiancu, chiar s-au luptat pentru dreptul și libertățile oamenilor, care e foarte important să fii un om liber, exact ca și cum era apartheidul sau sclavia. Nafțica, deci e un lucru foarte important să fii liber. Să avem niște modele și printre politicienii actuali de genul ăsta. Sincer, n-aș comenta, personal ne cunoaște și mai comentăm. Dar n-aș comenta pentru că nu-mi permite statutul. Așa, religia, ca să... da. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Cu doamna Șereș Floreț. Ce faceți, doamna Șereș? Da, am intervenit că în sfârșit că și în satul mare ați programat un asemenea program. Sunt foarte fericită că ne adunați împreună odată, după atâția ani, pe toți românii sub steagul marelui Moț Avram Iancu. Urmăresc emisiunea lui ori de câte ori este spectacol și îmi place foarte, foarte mult. Ați câștigat și dumneavoastră o invitație? Aveți rădăcini cumva din țara moților sau rude? Nu am, dar sunt româncă jet pe jet. Vă mulțumim pentru intervenție și ați câștigat și dumneavoastră o invitație, vă așteptăm mâine după ea. Repet, toată lumea cine a intervenit telefonic va putea să-și ridice invitațiile mâine de la sediul televiziunii și în 8 iunie de la ora 17 va fi spectacolul, dar bineînțeles nu uitați și de dezvelirea de buz de la ora 13, un moment care cu siguranță va fi și acela foarte emoționant, deși sigur că era mult mai scurt. Aș adăuga ce spunea doamna, să rămâne doamnă, într-adevăr, noi suntem mândri că suntem urmașii lui Avram Iancu și lui Horea, dar dacă să știe ceilalți români că ei n-au luptat numai pentru drepturile lor, ei au luptat pentru drepturile tuturor românilor, oșeni, codreni, maramureșeni, toți la o lună român, nu conta. Da, deci, efectiv, și este foarte important pentru că e o vorbă că noi suntem mai cu morți. Suntem mândri că suntem urmașii lui Avram Iancu și lui Horea, dar important e exact pentru toți românii, să fim da. Toți românii uniți. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, sunt Maria Șuta. Salut, mâna, doamna Maria. Ați câștigat o invitație în 8 iunie. Mulțumesc foarte mult. Este pentru prima dată când aud de acest program cu Avram Iancu, pentru că sunt plecată de câțiva ani buni și m-am întors. Dar sunt foarte fericită că nu uităm Țara Moților și toți soliștii din Țara Moților sunt foarte, foarte apreciați. Și peste hotare, nu numai la noi în țară. A, deci ați fost dincolo și ați avut ocazia să observați acest lucru, da? Da, bineînțeles. Mulțumim, sărămâna. Vă așteptăm și pe dumneavoastră după invitație, așa cum spuneam toți cei care au sunat în această emisiune. Mâine și noi o să încercăm și în emisiunile următoare să avem aceste invitații la dispoziție. Iar dumneavoastră n-aveți de făcut decât să veniți să vi le ridicați de aici, de la Nord-Vest TV, iar apoi, sigur că da, în 8 iunie, dezvelirea de buș și după aceea spectacolul. Așa adăuga, chiar am vorbit zilele acestea cu fostul primar a comunei Horea, Corneliu Olal, și cu eroii care au fostul salvat, primar, fostul deputat. Fost da. Deputat și acum, mă rog, nu știu, nu l-am întrebat ce faci, dar oricum noi ținem legătura de foarte mulți ani și cu eroii care au salvat pe domnul Ivan și pe Aura Ion din munți acolo când s-a prăbușit avionul. O să vină și ei o delegație de la Albac, de la deci Horea. O să vină și eroii vină... de la Horea, cum ești. Da, da, eu îi aștept cu mare drag, au mai fost la noi și aștept. Va fi o zi deosebită. Sincer, mă apucă emoțiile, transpirațiile, să zic așa, când mă gândesc. Eu am fost de multe ori în zona respectivă când mă gândesc cum va fi. Deci parcă văd mulțimea și evenimentul e grandios pentru cei care îl trăiesc. Care nu e un event oarecare. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Marisodica. Să rămână, ați câștigat și dumneavoastră o invitație la spectacol. Dumneavoastră cunoașteți activitatea Societății Avram Iancu sau, mă rog, știți... Da, și eu sunt moartă de în cealumă tragi de
Partea lui taică meu. Deci aveți rădăcini, să zic așa. Ați câștigat și dumneavoastră o invitație. Cine vă place, Veta Biriș sau Dumitru Fărcaș? Că ei vor fica pe călăre. Amândoi. Atunci o să aveți ocazia să vă bucurați de amândoi în 8 iunie. Mulțumim pentru intervenție. În continuare așteptăm telefoanele dumneavoastră. Repet, un spectacol în 8 iunie. Foarte vast spectacolul, complet și complex. Dar, sigur că da, capetele de afiș Veta Biriș și Dumitru Fărcaș, dar mai va fi și Petrică Mureșan și Octavian But și va fi, mă rog, Nicolae și Tontea, Nicolae grupul Tontea, grupul folclorică a Baia Mare, Oana Bozga. Deci va fi un spectacol adevărat. Iar cei care vor merge după acest spectacol și la balul Societății Avramiancu vor avea parte și ei de un spectacol acolo. Va fi și acolo un spectacol. Bineînțeles, acolo va fi și un meniu, pentru că acolo se va întinde manifestarea pe durata mai multor ore. Acolo se va și mânca, se va bea. Deci cei care doresc... Nu, un meniu. Adică meniu ca la nuntă. Și păi, distracție, exact ca o manifestare pentru cei care doresc să-și petreacă... Cu tort, cu fructe, exact ca o zi. Este o duminică, dar țineți minte, luni nu se lucrează, deci e practic ca și cum ar fi sâmbătă. Bugetarii, da. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Caurica. Ce faceți, doamna Aurica? Mulțumesc, mă aud la dumneavoastră. Atunci e bine. Doamna Aurica, ați câștigat și dumneavoastră o invitație. Vă place muzica populară? Vă place Veta Biriș, Dumitru Fărcaș? Foarte mult. Ei, iată că o să aveți ocazia ca să mergeți la acest spectacol și vă așteptăm mâine să veniți după invitație. După această invitație... Acum, sigur că da, eu îi propun ceva, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, eu îi propun ceva invitatului meu, Mircea Dobra, având în vedere că acum ești tu în emisiune, noi sigur că da, vom da aceste invitații toată această perioadă, dar pentru că ești tu în emisiune, să dublăm numărul de invitații, adică toți cei care au sunat să primească câte 2 invitații. Pentru că eu sunt de acord. Poate că vine cu soțul tău, soția sau prietena sau sunt oameni care o vecină sau care, da, e oameni care ne-au urmărit și evident îi interesează subiectul. E foarte bună propunerea. Și atunci hai să le dăm câte 2 invitații, după care vom trece sigur iar la câte o invitație, dar acum profitând că organizatorul este aici, toți cei care sunați primiți câte 2 invitații. Mâine bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bine. Alo. Alo, da. Da, cum vă numiți? Alo. Da, vă ascultăm. Da, Bota Nicolae, sunt. Da, domnul Nicolae, ați câștigat și noastră, iată, 2 invitații dăm în această emisiune, câte 2 invitații. Cu cine veniți, domnul Nicolae? Mă duc cu soția mea, noi suntem mozi din Munții Apuseni, din comuna Albac. Am înțeles. Era și păcat să nu primiți și pentru soție... Da, într-adevăr, și socrul meu se trage de la Bac, Ian Culieștean fiind. Domnul primar Tibi Todea este acum, chiar acum vreo 3 săptămâni a fost la Albac. Da, mă bucur foarte mult. Deci, domnul Nicolae, sunteți așteptat și dumneavoastră mâine la Nord-Vest TV după invitații. Repet, cu acordul președintelui Societății Cultural-Patriotice Avramiancu, cu toți cei care au sunat astăzi, primiți câte 2 invitații mâine când veniți după ele, deci câte 2 invitații și după aceea vom continua și în zilele următoare pe regimul normal, să zic așa, cu câte o invitație. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Paul Grigore din Satu Mare. Să trăiți, domnul Grigore. Vă place muzica populară? Da. Am înțeles. De Societatea Avramiancu ați auzit? Da. Am înțeles. Ați câștigat și dumneavoastră 2 invitații. Cu cine veniți la spectacol? O să vedem, nu știu încă. O să vă descurcăm. Bine. Bine, vă așteptăm mâine după invitații. Mulțumim pentru intervenție. Invitațiile vor fi la Secretariatul Nord-Vest TV și mâine sunteți așteptați să le ridicați. Repet, câte 2 invitații pentru toți cei care au intervenit telefonic. Colegul meu Florinache v-a notat și mâine veți putea veni după ele. Revin puțin la balul Societății Avramiancu. Un bal care, exact cum spunea doamna acolo, nu le este adresat, că știi că tot spuneai tu că nu e balul moților, e balul societății, pentru că nu este adresat neapărat moților și am avut ocazia, pentru că am fost la toate edițiile, să văd că acolo erau absolut fel de fel de, da, din zona fel de fel de zone. Deci nu erau doar... Problemă, da.
moți. Oameni care doreau să socializeze, să se simte bine și să, nu în ultimul rând, să respecte un erou național pe care nu îl puteai confisca nici tu, nici moții, nici nimic. Exact, nu vreau să las sau nu e normal să lași pe cineva să confiște, pentru că n-ai niciun drept. Dar vreau că este a tuturor. Da, bună seara, cu cine stăm de vorba? Alo? Da, să rămână. Cu Salustea Sorian. Să rămână, doamna Salustea. Dumneavoastră ați auzit de Avram Iancu? De... Da, cum să nu? Ați auzit. Am și cunoștință la Ianculești. A, și la Ianculești, am înțeles. Și vă place muzica populară, bănuiesc, pentru că... Cu cine și cea patriotică mai ales. Și cea patriotică. Cu cine veniți la spectacol? Cu soțul. Cu soțul, am înțeles. Aveți două invitații și dumneavoastră. Vă așteptăm mâine după ele. Spectacolul va fi... Duminica, nu aceasta, viitoare. De Rusalii, exact. De la ora 17, ce cadou mai frumos de Rusalii decât să mergi la un spectacol de muzică populară. Iar dezvelirea de bus la 13, mulțumim pentru intervenție. Nu, e cea mai bună metodă de a petrece frumos o zi de Rusalii. Mergi foarte la un spectacol. Frumos, pentru că văd că oamenii urmăresc emisiunea Ora Adevărului. Mă bucură pentru că sunt atenți la ceea ce se discută. Și chiar mă bucură pentru că sunt interesat de acest spectacol și de evenimentul dezvelirea bustului. Și aș adăuga că cei care sunt interesați, nu e o societate închisă, că mai sunt și deștepți, sunt ghilimele, care, exact cum spuneai, eu, societatea Avramiancu este deschisă tuturor. Și deci, indiferent de că e mod sau nu-i mod, sau e Oșan Codeamă, la mine, sau ce-o fie român să fie, dar chiar și la maghiar nu-i spus, sau de naționalitate, nu-i interzis. Doar să respecte statutul societății și poate să vină oricine la bal sau să se înscrie în societate. Numai că acolo sunt alte reguli impuse. Sunt costuri, meniu, mâncare, artiști plătiți, servicii, închiria sălii, oameni care servesc și mai departe. Și da, bineînțeles, acolo mulți ar vrea să vină de gratis. Nu se poate. Nu se poate. Deci sunt niște acolo este normal. Este poate să vină oricine. Eu am dat și public în presa scrisă, mi-am dat numărul de telefon, cine dorește să participe, să mă sune, îl îndrum. Deci acum te cunoaște lumea și prin prisma restaurantului tăi pe care îl conduci, mă rog, nu tu, șefa. Șefa, soția. Dar ești și tu angajat pe acolo, ai un fel de administrator. Da. Iau niște bani, da. Part-time job, zice Florin. Da. Deci la restaurantul tăi, sigur, vă puteți interesa pentru cei care doriți să mergeți la balul societății. Nu, pe mine personal, e foarte important, pentru că acolo e o altă treabă. Deci eu am lăsat numai telefon public, în ziare locale, care poate să mă sune, domnule, foarte, și eu îi spun exact ce are de făcut. Domnule, te duci acolo, la Popescu, la Georgescu, la Ionescu, acolo și cu siguranță și acolo vă veți pentru că oamenii au alt obiect de activitate acolo, alimentație publică, nu, știi, și atât, am venit, ce ai venit? Nu, și o poveste lungă, nu, eu îi se explic exact ce are de făcut. E o noapte... Detalii despre meniu, despre... un meniu bogat și o noapte frumoasă, să veți putea... Ne cerem scuze, stimați telespectatori, nu mai reușim să luăm alte telefoane acum, pentru că am depășit deja timpul alocat emisiunii. Repet, noi o să mai dăm aceste invitații pe parcursul emisiunilor, câte o invitație, dar cei care au sunat astăzi, pentru că l-am avut alături de noi pe președintele Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu Mircea Dobra, veți primi două invitații, deci toți cei care au sunat... veți primi câte două. Foarte pe scurt, trebuie să știți, ora 13, dezvelire de bus, ora 17, spectacol omagial cu capetele de afiș Veta Biriș, Dumitru Fărcaș, spectacol pentru care o să avem aceste invitații, deci să rămâneți alături de noi, veți mai primi invitații și apoi cei care doresc să meargă și la balul Societății Avram Iancu, cu un meniu bogat, muzică pe 500, distracție pe 500 până dimineața, în ziua de Rusalii. Cam aceasta a fost emisiunea noastră. Îi mulțumim lui Mircea Dobra, președintele Societății. Și eu mulțumesc, Victor, pentru toți sprijinul gazetei din Norvegia și, dragi români, vă aștept pe toți în 8 iunie, în centrul orașului, la ora 13 la bus, la ora 17 la spectacol. Da, până atunci nu uitați, veselie mare la acest sfârșit de săptămână, ziua orașului, capete de afișe aici, de la Mafia până la Loredana, de la Vanc până la Smiley și de la, nu știu, WhatsApp până la Mărgineanu. Deci distracție maximă și la acest sfârșit de săptămână. Dumneavoastră rămâneți alături de noi, nu uitați la ora 20 cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV. O să vedeți astăzi, de exemplu, cum au fost găsite niște tablouri, s-ar putea să fie de o valoare foarte mare la un cetățean din Dacia care și-a făcut acasă muzeu. Tablouri care se pare unele erau furate, altele, mă rog, trecute ilegal. O să aflăm, uitați-vă la știrile de la ora 20 și multe, multe alte știri interesante. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.
Ăia hoți, ăștia hoți, mama la tot.